Sancta Maria, Mater Dei, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria de Ludovico da Vittoria. Urmează Cântecul Păzurii de George. Să ne cârmuiți cu aceeași dragoste și cu aceeași putere și de acum încolo. Și așteptăm să cântăm în fiecare an, să fim sănătoși, să vă colindăm, să vă încântăm. Mulțumim mult de tot! De fiecare dată ne dă și energie, dar mai ales dorința aia de a face cât mai multe lucruri bune, ca să vă predăm ștafeta cât mai curând. Pentru că voi veți fi cei care veți prelua ștafeta și e foarte important, indiferent de drumurile pe care Dumnezeu și creierașele și inimile voastre le vor construi, este important că vă axați pe ceva atât de profund, pe o limbă universală, cum este muzica. Pentru că muzica este o limbă universală. Și dacă voi ați învățat această limbă universală, toate drumurile vă sunt deschise. Să aveți numai drumuri line,
drumuri pline de muzică și flori și să ne încântați și să ne energizați cât mai mult, pentru că poporul ăsta are nevoie. Cum a avut dintotdeauna, dincolo de biserică, de armată, de tot felul de lucruri și de muzică. Pentru că noi, cu toate greutățile vremurilor, am știut să și cântăm. Mulțumim mult! Sunteți niște adevărați oameni, deja, chiar dacă nu știți și nu simțiți, prin ceea ce faceți și mai ales prin sufletul pe care îl puneți și prin nivelul pe care l-ați atins, și nu vă fac nicio gratuitate de epitete. Sunt prea puține epitetele în comparație cu ce dați voi. Și am mai auzit câteva coruri, nu sunt așa expert ca doamna profesor. Dar am auzit și alte coruri și pentru vârsta voastră sunteți la un nivel foarte ridicat. Doar de dumneavoastră, de toți. Depinde cât timp reușiți să mai alocați, pentru că vârful poate să vă aparțină la un moment dat. Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască. Cei care n-ați văzut, să vedeți prima dată cum arată o instituție care reprezintă Guvernul României în județul Vrancea. Și cine știe, poate unul din drumurile pe care le veți alege unii dintre voi să fie și acesta. Pentru că toate locurile trebuie ocupate. Doar că voi trebuie să vă duceți acolo unde vă regăsiți. Așa cum v-ați regăsit în muzică, să vă regăsiți după aceea și în viața activă, profesională, o carieră pe care la fel s-o puteți asimila sufletelor și creierașilor voastre. Asta este biroul prefectului. Când ți-o fi auzit de el, de instituție în general, ar trebui să începeți să auziți. Pentru că e una din instituțiile fundamentale ale statului român modern, de la apariția acestuia, dinainte de 1859, că istoria ți-a mai învățat cât de cât, da? De la Cuza, această instituție a început să-și pună amprenta pe dezvoltarea și modernizarea statului. Știți foarte bine că popoarele au început să se dezvoltă atunci când au putut să se unească, pe de o parte, și după aceea au acceptat instituționalizarea. Instituționalizarea, din păcate, am avut și noi vremuri, mai sunt și alte popoare care cunosc în această perioadă astfel de vremuri, în care a fost mai degrabă împotriva dezvoltării și a menținerii unor climate din acestea foarte restrictive. Aici mă refer la noi, în cazul nostru, în perioada comunismului.
și pe asta cred că ați învățat-o, că sunteți destul de mărișori. Pe aceeași perioadă a comunismului, această instituție nu a mai funcționat, a căpătat o altă denumire, o altă relevanță din punct de vedere al structurii sale și al implicării la nivel județean, dar după Revoluție, această instituție a redevenit ceea ce trebuia să fie și ceea ce este în cazul celor mai multe democrații. Iar la nivelul județului Vrancea, această instituție înseamnă un mini-guvern. Fiecare minister are cel puțin o instituție publică în fiecare județ. Sunt anumite ministere care au și două, trei instituții. Nu știu, AJFM-ul, că vă e poate puțin mai cunoscut, dar prestațiile sociale, de unde mai luați alocații unii dintre voi, de exemplu, sunt în subordinea Ministerului Muncii. DSP-ul e în subordinea Ministerului Sănătății. Și tot felul de astfel de instituții, vreo 40 la număr în județul Vrancea, poliția, uite, în subordinea Ministerului de Interne, jandarmică, și pe ăștia știți mai bine, în subordinea Ministerului de Interne, pompieri, în subordinea Ministerului de Interne. Ei, toate instituțiile astea la nivel județean sunt conduse de prefect. Coordonă. Pentru că prefectul, ca rol esențial, are așa. Implementarea unui program de guvernare care este asumat la nivel central în județul respectiv. E o muncă complicată, câteodată foarte obositoare, dar în același timp și foarte multe satisfacții dacă știi ce trebuie făcut și dacă faci ce trebuie făcut. V-am făcut o scurtă prezentare și introducere și v-aș ruga ca doar să fie o scurtă prezentare și introducere și când mergeți acasă și în zilele următoare să începeți voi să căutați și să vedeți ce înseamnă cu adevărat organizarea statală și o astfel de instituție. De ce? Pentru că așa cum vă spuneam și jos, voi trebuie să ne luați loc. Peste tot. Începând de aici, în orice ramură, în orice domeniu, public sau privat. Și pentru asta trebuie să învățați cât mai mult acum. Și nu vorbesc de a învăța formule, matematice, chimice sau fizice, sau diverse definiții, ci de a învăța și ce înseamnă viața, pe de-o parte, în ansamblul ei, dar și ce înseamnă stat. Un stat modern, democratic, cum este România și cum ar trebui să rămână România. Și pentru asta va trebui să vă informați că aveți destule posibilități, nu sunteți limitați cum eram noi la vârsta voastră, ca să vedeți unde vă regăsiți cel mai bine. Și având în vedere că mulți dintre voi am văzut că aveți diverse abilități, participi la foarte multe tipuri de activități și culturale, și sportive, și sociale, unde vă văd implicați, pe cei mai mulți dintre școlari, sunt convins că după aceea, cu toată implicarea asta, o să simțiți și locul unde v-ați regăsit sau unde vă considerați cei mai împliniți din toate punctele de vedere și unde ați dori să vă, știu eu, focusați sau direcționați pentru o carieră. Și în statul, în general, și democrațiile în particular, au două componente foarte clare, pe de-o parte, dar în același timp indispensabile. Dacă vreți, luați o inimă pe care o dați în două. O inimă nu poate funcționa doar jumătate. Poate fi funcțională doar dacă ambele jumătăți funcționează, dacă una, o jumătate nu mai funcționează, cedează și cealaltă jumătate. La fel este statul în ansamblul lui. Partea publică și partea privată. Agenții economici cu activități economice care produc și dezvoltă din punct de vedere al infrastructurii, al nevoilor sociale și așa mai departe, și partea publică care asigură instituționalizarea și mai ales reglarea unor mecanisme care permit o desfășurare a activității părții economice. E, asta încearcă, pe de altă parte, să facă prefecții și instituțiile pe care le coordonează la nivelul județului. Să asigure funcționarea celor două părți într-un echilibru, într-o simbioză, dacă vreți, care să aibă o eficiență și să ducă la o dezvoltare cât mai ridicată a comunităților pe care le administrează. De aceea, că vă duceți în partea publică sau că mergeți în partea privată,
Încă o dată trebuie să avem în vedere că nu se poate uni fără ceilalți. Partea publică nu poate rezista fără finanțare, o finanțare care este asigurată de partea privată. În schimb, partea privată nu își poate desfășura activitatea în lipsa unor instituții. Și v-am dat câteva exemple, gen poliție, jandarmerie, DSP, care sunt mai puternice. Școala, de unde veniți, care este tot în partea publică, spitalul și multe, multe altele. Fără o susținere financiară din partea privată, aceste instituții nu pot funcționa. Acele instituții nu pot funcționa fără să avem școală, fără să avem poliție, fără să avem multe alte entități care reglează mecanismul. Asta este, așa, într-o manieră foarte pe scurt, ceea ce înseamnă un stat în ansamblul lui cu parte democratică. Iar prefectura, așa cum v-am spus, cu foarte multe lucruri de povestit, nu ne-ar ajunge câteva zile, dar sunt convins că dacă v-am deschis puțin apetitul, o să căutați și o să găsiți foarte, foarte multe informații. Aici suntem într-o clădire care are în jur de 50 de funcționari, oameni care lucrează, dar care coordonează alte 40 de instituții cu aproape câteva mii de alți funcționari și care coordonează tot ceea ce se întâmplă la nivel guvernamental pe raza județului Vrancea. Asta în mare. Fără să vă plictisesc prea mult. Deja am început. Voi, dacă aveți întrebări. Nu știu, curiozități, nimic? Hai! Trebuie să știți ceva ce presupune, nu știu. Nu trebuie să... Hai, curaj! Zi, doamne, așa. Vă tentează? Cine intervine? În caz de cutremur? Sau de cataclism sau război? Fiecare instituție. E o întrebare foarte bună. Acum nici nu vreau să vă sperii. Gadgeturile astea pe care le știți și voi, da, coordonare, grupuri, așa cum le aveți și voi, le avem și noi interinstituțional. Orice mașină și îndoaie o bară, sună la 112, apă în secunda 2. În momentul în care se întâmplă un eveniment mai deosebit, vedeți tot felul de accidente, trebuie să intervin eu și angrenez mai multe instituții atunci când nu se mai poate rezolva doar de către pompieri și poliție și trebuie să angrenate și alte instituții. E o celulă de criză, sunt niște departamente, grupuri tehnice operative pe diferite situații de risc pe care le coordonez, le convoc imediat, dar într-un caz mai special. De inundații, de cutremuri și așa mai departe, unde angrenăm toate instituțiile. Acolo sunt niște proceduri foarte clare pe fiecare instituție. Fiecare instituție după aia are procedura pe fiecare funcționar, ceea ce trebuie să facă în anumite momente. Bineînțeles că avem tot felul de tipuri de riscuri, inclusiv să cadă telefonia și toate rețelele și așa mai departe. Avem și alte tipuri de comunicații care sunt foarte limitate doar între instituții, deci chiar dacă pică și curentul și telefonul, din păcate, eu nu scăp de interacțiune și nici nu trebuie, nu doar din păcate, pentru că așa putem asigura după aceea supraviețuirea unor persoane care se află în risc în anumite momente. Da, toată lumea intervine, dar coordona fiecare domeniu. Doar că prefectul coordonează toate domeniile și spune ăia acolo, ăia acolo, ăia acolo. Poliție, pompieri, medici și așa mai departe. E mult. Mai e ceva. O astfel de funcție ar trebui ocupată de foarte mulți ani de activitate, cel puțin în diferite domenii. Ca să ai, și aici vă dau un sfat, și ar fi bine să îl urmați, pentru că cei care nu îl urmează nu au o viață profesională foarte lungă. Fiecare treaptă trebuie parcursă și fiecare treaptă trebuie înțeleasă, stăpânită și după aceea accesată următoarea treaptă. Deci, luați-o de jos, de unde sunteți, învățați foarte bine treptele astea pe care sunteți la școală, după aceea când veți intra în treptele profesionale, niciodată
să nu faceți concesii și să spuneți, stai așa, că eu sunt mai bun și urc două trepte, trei trepte deodată. Nu. Fiecare treaptă are rolul și importanța ei. Și când ajungi la un moment dat și vârfurile, de obicei să știți că sunt cele mai grele, că toată lumea tindem așa spre vârful scării, a treptelor, a piramidei și așa mai departe, acolo e cel mai greu de rezistat. Acolo e punctul cel mai puțin, să-i spunem, ancorat de gravitație sau legat de gravitație. Imponderabilitatea crește cu cât urci mai mult sau te depărtezi de pământ. La fel și în sfera profesională și în carieră. Eu vă mulțumesc mult de toată vizita. Gândiți-vă foarte bine că pe umerii voștri va veni la un moment dat o astfel de sarcină, doar că voi trebuie să o regăsiți în voi, în sufletele voastre și după aceea vedeți că multe lucruri vin de la sine. Da, nu aveți mă nicio curiozitate, nimic pe Dumnezeu. Mă așteptam la întrebări mai grele, dar... Mulțumesc din suflet oricum foarte mult. Sper să vă regăsiți și trebuie să vă regăsiți oricum în ceva. Asta este o moștenire care, din păcate, și noi am preluat-o și voi v-ați trebuit să o preluați. Important este să vă regăsiți una a treia oară, acolo unde vă simțiți cel mai bine. Că așa vom fi puternici în continuare, ca nație, ca stat, ca popor, dacă fiecare ne așezăm acolo unde ne regăsim cel mai bine. Pentru că așa vom avea cel mai puternice sau cele mai importante rezultate sau efecte. Mulțumesc din suflet. Baftă multă! Mai ales celor din anii terminat. Hai că o să fie bine. Încă câteva luni de efort și treceți. Instituția Prefectului, așa cum e denumită ea tehnic, Prefectura, cum e avută la nivel de conștiință publică de către oameni, de către popor, e o instituție cu vechime. De, prin anii 1850 și un pic. A avut niște pauze datorită regimurilor, mai ales regimului comunist. A mai avut și în perioada Războiului Mondial niște întreruperi. A căpătat mai degrabă alte denumiri și mai multe responsabilități sau funcții de reprezentare la nivelul județelor, dar ca și chintesență, iar cel mai bine a fost în 1864 definită și după aia anii 1990, că voi învăța și istorie, o să învățați și mai mult în perioada următoare. Trebuie să știți așa că Prefectura este o instituție care reprezintă guvernul la nivelul județului. Și ea coordonează ministerele de la nivelul județului. Fiecare minister de la nivel central are niște instituții subordonate. Nu știu ce să vă zic vouă. Cum este Inspectoratul Școlar. Este extensia Ministerului Educației în județul Vrancea. Direcția de Sănătate Publică, DSP-ul, este extensia Ministerului Sănătății. Deci e Ministerul Sănătății în județul Vrancea, DSP-ul, da? Și multe alte instituții, uite cum sunt colegii noștri de la Jandarmerie, Ministerul de Interne, Poliție, la fel. Hei, Prefectul coordonează toate aceste instituții. Deci este un alt fel de, hai să-i spunem, premier, dar e la nivel județean, care coordonează aceste instituții cu politicile lui. Ale guvernului, bineînțeles, de guvernare și mai ales suprapuse sau identificabile la nivelul fiecărui județ. Că știți că fiecare județ e cu specificitatea lui geografică. Și aici sunt niște diferențe. Din punct de vedere administrativ, prefectul coordonează și are în același timp o relație de colaborare cu celelalte autorități, cum e primăria, Consiliul Județean și celelalte primării de la nivelul județului Vrancea. Pe de altă parte, în caz de pericole sau de situații de risc, de urgență, prefectul de asemenea coordonează toate instituțiile angrenate pentru îndepărtarea acelor riscuri
și pentru revenirea la normalitate. Că vorbim de incendii, de accidente, de cutremure, de orice se întâmplă rău pe lumea asta. Deci, din acest punct de vedere, această funcție, care este ocupată periodic de oameni care trebuie să aibă, dincolo de responsabilitate, și o pregătire profesională complexă, aș spune eu, pentru a putea administra cum se cuvine un județ. Important este să știți la acest moment că voi trebuie să învățați foarte bine, după aia să vă informați și să înțelegeți așa. Că statul ăsta înseamnă două lucruri mari. Partea publică, cum e și prefectura și celelalte, multe alte instituții, eu v-am enumerat doar câteva dintre ele, și partea privată. Partea privată, firme, afaceri și așa mai departe. Privații asigură resursa financiară, sistemul public asigură mecanismul instituțional pentru a putea funcționa statul. Adică privații asigură bani pentru finanțarea școlii, a spitalelor, a poliției, pentru construcția de drumuri. În schimb, școlile, spitalele, drumurile sunt construite de partea publică. Și de aceea, sub nicio formă, într-un stat democrat, așa cum este România și trebuie să rămână, că doar așa e cel mai bine, nu poate exista doar parte publică și parte privată. Și de aceea este foarte important, pentru că voi ne veți lua loc. În câțiva ani, ca mâine va fi, din păcate pentru voi, ne veți lua locul oriunde, că e în partea privată, că este în partea publică. Și de aceea, făcând paranteza asta cu acoladă mai largă, este important ca la acest moment să învățați, să vă informați foarte bine și ușor, ușor, când veți merge către liceu la anul, nu e departe, tot la fel ca mine, să știți cam unde v-ați regăsit, să vă simțiți voi, să vă luminați voi în inimioarele voastre, să vedeți unde v-ați putea regăsi. Pentru că undeva va trebui să fiți. Și dacă nu veți alege voi, cumva va alege soarta pentru voi. Dar cel mai bine și cel mai sănătos este să alegeți voi. Și de acum, ușor, ușor, deveniți spre adulți și va trebui să vă gândiți și la partea asta. Protejează pe cei doi oameni. Nu protejează nimic. Au venit pentru voi ca să-i vedeți astăzi. Nu stau cu mine în birou. Au venit doar pentru voi astăzi. Și uniformele le au. Sunt doar de reprezentare. E un coleg care jos protejează accesul. Fiind o instituție vitală într-un județ, e normal ca să asigure un soi de protecție. O să vedeți că sunt semeni de-ai noștri care nu consideră că legea trebuie respectată sau nu consideră că ar trebui să avem legi chiar. Ei asigură respectarea legii. Ei și mulți alți colegi pe care îi vedeți pe stradă. Că sunt polițiști, că sunt jandari, că sunt la ISU, unde intervin în situații de nevoie. Acum au venit doar să-i vedeți. Să ne întâlnim cu uniformele frumoase pe care le-au. În caz de evacuare orașului, ca un exemplu, tot prefectura se ocupă? Da. Prin păcate. Și noi avem grupuri de comunicare, ca și voi. Doar că voi comunicați ce aveți la ore cu doamna, ce teme poate mai uitați, reminder-uri și așa mai departe, colectivul clasei, cum sunt cu părinții. Aici avem grupuri cu instituții. Și în caz de orice, de exemplu, eu, din păcate, sunt la curent cu tot ce se întâmplă, uite, adineaori a izbunit un incendiu într-o amețe la Vânător sau Drăzuleș. Mai dimineață a fost un accident, un tir a ieșit de pe șosea. Și tot felul astfel de lucruri. Eu le știu și în funcție de gravitatea lor, dacă am 3-4 case în același timp, în același loc, dacă sunt accidente din astea mai deosebite, cu 2-3 morți cel puțin, atunci intervin eu și coordonez. Dau alarma, ca să vorbim mai pe limbajul vostru, la mai multe instituții,
care trebuie să intervină, gen pompieri, poliție, salvare, spital și mai departe, pentru drumurile, că sunt județene, că sunt naționale, unde se întâmplă evenimentul, pentru a putea coordona și a putea interveni, pentru a salva cât mai multe vieți. La fel se întâmplă și în caz de cutremur, și în caz de inundații, pentru orice risc. Care e puțin mai deosebit? Da. Trebuie să nu ajungem chiar la evacuarea orașului, acolo e foarte complicat. Da, chiar și dacă cad toate rețelele, telefoanele și mai departe, cei care suntem în aceste instituții avem niște device-uri de genul ăsta, niște cărămizi, voi nu le-ați văzut și n-ați trăit cu ele. Noi de aici am început, telefonul mobil cam de la nivelul ăsta a început. Astea sunt independente, funcționează în orice situație sau indiferent de risc sau dacă mai avem sau mai electricitate. Alertă de dumneavoastră este trimis? Nu, e trimis de pompieri, dar bineînțeles eu decid dacă se trimite sau nu. Nu eu trimit intrisec pe mesaj, dar eu spun, da, trimite sau nu trimite, se impune sau nu se impune. Da, chiar și în cazul unui ursute, dacă mai sunteți din zona rurală, unde se mai transmit o alerturi, mai des. Că în primăvară ați avut doar puțin cu zăpada, mai spre iarnă. Vă sperie o alertă? Nu trebuie să vă sperie, trebuie doar să învățați. Și să învățăm și noi, cred că și ca adulți am uitat unele lucruri. Suntem într-o zonă cu riscuri destul de mari, dar dacă știm să fim pregătiți, putem să trecem mult mai ușor peste aceste riscuri. Foarte bine. Hai că aveți potențial. Da, dar cu roalertul uneori îți dă alert, îi scrie ce s-a întâmplat acum câteva luni, deci nu tot timpul. Câteva luni nu. Fac cu câteva minute sau zeci de minute, eventual. Din păcate, pentru că să nu ajungem în situația asta, dar într-un caz de risc mai mare, cum a dat colega ta de evacuare, toată lumea o să pună mâna pe telefon mobil. Și o să constatați, eu în mandatul anterior, 2015-2014, chiar la câteva zile, săptămâni, cred, după ce am venit, a fost un cutremur așa puțin mai accentuat. Și nu mai funcționa telefoanele. Era electricitate, totul era în regulă. Dar toată lumea a pus mâna pe telefon. Și normal că rețeaua nu putea suporta să utilizăm, și nu poate suporta nici astăzi, să utilizăm toți în același timp telefon. Indiferent că vorbim pe mesaje și așa mai departe. De aceea, mesajele RO alert când vin, ele vin pe toate rețelele, în același timp și pe toate telefoanele. Și din păcate sunt anumiți algoritmi din ăștia tehnici, la care, la unii dintre utilizatorii de telefoane, așa aleg. Aceea inteligență artificială, pare să, fac așa o prioritizare când ajung mesajele. Ține foarte mult și de dispozitive, în schimb, cât sunt de noi. Și de asta, unele mesaje RO alert, dar n-ajung la câteva luni. N-are cum. L-ai văzut tu la câteva luni, eventual, că nu l-ai deschis. Ele ajung instant, te semnalizează și audio și luminat. Dacă te uiți la el, te uiți să-l deschizi, nu-ți mai apare. Dacă nu te uiți la el și-l lași în background, când deschizi la un moment dat casetele de revizualizare, alea de fundal, îl vezi. Dar el se transmite. Maxim la câteva minute de la incident. Ce cu telefoane cu butoane, ce fac dacă se transmite o roare? Ce cu telefoane cu butoane, ce fac dacă se transmite o roare? Păi n-au ce să fac, decât să citească mesajul. Că mesajul se vede și pe telefon. Primesc mesaj. Doar cu buton de zici de ăsta? Nu. De ăsta? Da. Asta se vede mesajul pe el. Păi și pe telefoanele pe butoane, de aici am pornit. Mesajele se scriau cu butoane. Uite, litera, cifra 2 are 3 litere. A, B, C. Trebuia să apeși de 3 ori ca să ajungi la C. Voi credeți că... Păi noi scriam 0,001% mesaje când au apărut telefoanele astea față de cât scriem astăzi. Unul îți compunea înainte un mesaj, nu ne-am gândit la Q, la Q, la chestii de genul ăsta atunci, ca să mai prescurtăm. Când erau mai bune telefoanele?
Deci, câte numere de telefoane ținem acum? Niciun. Pentru că stăm direct, mama, tata, dar dacă te întreabă numărul de telefon, rămâi undeva fără baterie, fără ceva, ce faci? Ești în plop și plop în aer. Da, eu la început țineam minte câteva sute de numere de telefon, când aveam telefonul ăsta, că ce stau să caut. Acum mai țineți minte? No, acele sute? Am câteva. Câteva, de asta zic, erau mai bune telefoanele ăla. N-aveați TikTok, e adevărat, dar... Cu bune și cu relele perioadelor. Și TikTok-ul, atâta timp cât reușiți să stați de o parte de orice, nu doar de TikTok, care arată partea urâtă a lucrurilor, o parte urâtă există întotdeauna. Doar că noi trebuie să fim foarte puternici și să înțelegem că acea parte urâtă e făcută tot de om. Și noi alegem dacă vom face acea parte urâtă, dacă o suportăm sau dacă conviețuim cu ea. Voi. Iar voi o să aveți o mare provocare. Mai trăiți-vă copilăria câțiva anișori, dar în același timp învățați foarte bine. Și eu când eram ca voi, și doamna, și toți de aici, dar și Dumnezeu mă interesează atâta formule și la chimie și la fizică, ne formează ca indivizi. Formează o structură. Știi că o să spui, dar la ce Dumnezeu mai trebuie asta diez? Da, și diezul ăla are rolul lui. Mult mai puțin important decât zero, dar diezul ăla de multe ori face diferența. La fel, orice lucru amănunt pe care îl parcurgeți la școală contează. Pentru că atunci când veți ajunge, și ca mâine se va întâmpla, să ne luați locul, că voi ne veți lua locul, va conta foarte mult. Și perfecțiunea, și performanța în detalii stă în diezul ăla, pe care poate nu-i dăm importanță la școală. Acum nu faceți decât atât. Bucurați-vă, distrați-vă și învățați. În ordinea inversă, dar eu am zis-o așa, că azi e ziua mai specială. Mulțumesc de vizită. Sper doar să fi stârnit curiozitatea și când ieșiți și mai ales în weekend, că urmează weekendul, curiozitatea voastră să continue și să căutați pe Google și pe toate platformele voastre de informații ceea ce înseamnă statul ansamblului și o astfel de instituție ca să înțelegeți. Vedeți, poate vă regăsiți și învățați multă istorie română, filozofie și să vedeți că puteți să ajungeți la un moment dat să coordonați și va trebui să fie oricând cineva aici să coordoneze, să conducă și puteți fi unul dintre voi. Nici eu nu mă gândeam la vârsta voastră. Și nici voi să nu vă gândiți că vreau să ajung acolo. Trebuie să dați cei mai buni din voi. Să vedeți că lucrurile și viața vă așează acolo unde trebuie. Dar atâta timp, repet, că dați cei mai buni din voi. Oriunde. La școală și acasă și în parc și peste tot. M-am plictisit, nu? Nu? Mulțumesc de vizită, de partea și hai, fiți curajoși și mult mai încrezători. Domnule prefect, am văzut cu mare bucurie că o mulțime de copii au venit astăzi la dumneavoastră, v-au cântat, dumneavoastră le-ați vorbit și au plecat foarte bucuroși de aici. Mă bucur, să știți. Și eu am rămas foarte bucuros și încrezător în același timp, pentru că dincolo de activitatea de toată nebunia de zi cu zi, astfel de momente trebuie păstrate și mai ales trebuie duse mai departe, pentru că până la urmă ei sunt ziua de mâine. Ei sunt cei care vor prelua ștafeta și vor trebui să ajungă aici să conducă județul, comunitățile, țara. Și trebuie să-i facem să înțeleagă de la aceste vârste fragede că cel mai important este să înveți acum la școală, dar după aceea să înceapă să se identifice cu un loc unde se regăsesc cel mai bine, că e în zona publică, că e în zona privată, pentru a se putea așeza și pentru a putea continua și dezvolta acest stat și acest popor. Cu mare plăcere am ascultat corul de la Liceul de Artă Gheorghe Tatarescu. Avem mulți copii talentați, avem mulți colegi care știu să-i îndrume cum trebuie. V-ați gândit foarte bine să-i invitați astăzi aici cu ocazia
Cu ocazia sărbătoririi zilei prefecturii, instituției prefectului, cum este cunoscută, pe 2 aprilie, având în vedere că 2 aprilie e duminică. Mâine este 1 aprilie și n-ați vrut să sună păcăleală. Absolut. Am devansat puțin. Ideea este că, dincolo de toate, am vrut să-i le dăm și o lecție foarte scurtă, mai degrabă să le trezim interesul și după ce pleacă și în weekend să stea să caute ei ce înseamnă și mai mult instituțiile statului, ce înseamnă prefectura, pentru că prefectura a avut și ea suișurile și coborâșurile ei. Dacă s-a înființat în 1859 la unirea celor două principate, a avut sincope, întrerupere în timpul războiului mondial, după 1990 i s-a redat identitatea și apartenența și importanța județeană. Dacă îmi permiteți, ați văzut clădirea unde este universitatea acum, a fost de fapt clădire destinată prefecturii. Oamenii așa știau, mergem până la prefectură. Deci acolo era se dădea mult, prefectura veche se dădea mare atenție construcției acestor instituții fundamentale, sigur. Păi, știți cum e, nu doar haina îl face pe om, dar și haina îl face pe om, de multe ori, la fel și în cazul instituțiilor și clădirile pot da importanță instituției, dar nu este suficient. Bineînțeles că prefectura a rămas o clădire dincolo de un simbol, a rămas mai ales o instituție importantă și vitală într-o democrație, pentru că prefectura reprezintă până la urmă guvernul la nivelul județului. Dacă îmi permiteți, nu numai clădirea prefecturii, uitați-vă la școli, uitați-vă la liceu Unirea cum arată, ce arhitectură are. Se dădea foarte mare atenție instituțiilor fundamentale ale statului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule prefect. Eu mulțumesc de prezență și vă mai așteptăm.